Capitolul 5. Curvarul din Corint. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc. Până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său și voi v-ați fălit. Și nu v-ați măhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Isus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei, pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Hristos, mielul nostru de Paște. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. Creștinii și curvarii. V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei răpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să naveți aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau bețiv, sau răpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu, dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela.